asta e mașina lui, are 23 de ani, cumpără mașina asta, costă atât. Rămâne să vedeți cum a făcut-o, gen. Bun. Bro, hai să luăm altfel. Da. Pentru început, pentru cei ce nu te cunosc, pentru că există posibilitatea să avem oarecum clar. Deci, target diferit. Normal, deci salutare toată lumea, eu sunt Zbâr, am 3 canale de YouTube, postez pe 2 din ele și de obicei fac videouri în care dau chestii giveaway, în care fac challenge-uri extrem de lungi și le fac farse prietenilor mei. Am 23 de ani și mi-am luat seria 7 ăsta ca să fac vizualizări pe YouTube. Mie știi ce îmi place să spun când vorbesc despre tine? Eu din momentul în care te-am cunoscut, că a trecut de ceva, timp, de fiecare dată când mă gândesc în zona asta de geniu de a găsi subiecte interesante, dacă ai nevoie de un subiect foarte tare sau dacă vrei să te inspiri în legătură cu YouTube-ul, cel puțin la momentul actual, consider că tu ești una dintre cele mai importante surse de inspirație. Adică, nu știu cum faci, simplu, stau 9 ore pe YouTube. Stau 9 ore pe YouTube în fiecare zi. Ești foarte documentat. Da, deci efectiv, chiar dacă mă uit la recomandatele mele de pe YouTube, sunt super dubioase. Gen, cum face Amazon să trimită obiectele în aceea zi? De ce m-ar interesa, dar vreau să mă uit. Pe lângă faptul că aflu informația aia, văd și cum face omul ăla video, văd cum reușește să păstreze oamenii să se uite pentru cât mai mult timp și așa mi-ajustez eu videourile. Mi se pare genial din punctul de alții. Vedere. Da. Dar povestește-mi un pic, hai să luăm, mie mi-ar plăcea, pe lângă faptul că o să atacăm clar subiectul oarecum relevant și anume seria 7 în care ne-am urcat astăzi, care e un 730, nu? 730 diesel. Din ce an? 2017 octombrie și lumea îmi zice că e direct 2018. Ok. Mie mi-ar plăcea să-mi povestești un pic cum a plecat ideea asta de YouTube, pentru că sunt de părere că ți-am spus, nu știu, ai fost inspirat, frate, adică tot timpul când vine vorba despre trenduri, tot timpul când vine vorba despre idei bune, nu știu, la tine le găsesc. Păi, cum a plecat ideea de YouTube și de unde ești? Cum ai ajuns în București? Care e povestea ta? Așa, deci practic ideea de YouTube a plecat acum aproape 8 ani, în 2013, începutul 2013. Eram cu prietenii mei în Severin și ne dădeam cu BMX-urile extrem de mult, 5-6 ore pe zi. Ok, tu ești din Severin. Din Severin, Drobeta, Turnul Severin. Drobeta, Turnul Severin. Așa. Și noi ne dădeam cu BMX-urile și voiam să facem cumva să recumpărăm BMX-uri, dar n-aveam bani. Așa că am văzut că pe net pe ăștia din America erau sponsorizați de firme de BMX. Și ca să ajungi să fii sponsorizat, trebuia să faci videouri în care te dai să comunici cumva. Exact, să comunici faptul că tu te dai bine pe BMX și îi filmam pe prietenii mei cum se dădeau pe BMX, mă filmam și pe mine cum mă dădeam pe BMX și încercam să fac cel mai bun edit ca să impresionez pe aia. Și după aia mi-am dat seama că nu neapărat cât de bine te dai pe BMX contează, ci cât de multă lume te știe. Corect. Și după aia am început să fac vloguri când Cazi și-a rupt piciorul și nu mai putea să te dea pe BMX și ca să continuăm să facem videouri împreună. Și de unde ți-ai dat seama că, pentru că dacă vorbim despre acum 7 ani, nu era o variantă de monetizare la noi în țară? Păi nu, varianta mea de monetizare era să conving firmele alea să-mi dea, nu bani, piese de BMX. Ok. Din asta era varianta mea de monetizare, nu mă gândeam la bani, când nu știam că poți să faci bani. Era numai Mikey H și roboții atunci, nu știam dacă fac bani sau nu. Corect. Roboții nici măcar nu le mai postau pe YouTube. Atunci aveau site-ul lor pe care își postau videourile. Bun. Nici nu știu dacă făceau bani din chestia asta. Și cum ți-ai dat seama, bă, totuși cred că poate să devină un job full-time? Pentru că dacă vorbim acum, suntem doi oameni care facem YouTube full-time. Exact, exact. Asta a început prin clasa 12-a când făceam 100 de dolari pe lună. Așa că a fost foarte mișto când au venit primii bani. Știu că era limita aia de 50 sau de 70 de dolari. Da, dar primii mei bani n-au venit pentru că au venit într-un cec. Și cine dracu îți dă cec în România? Era un cec din Irlanda de 70 sau 100 de dolari pe care n-am putut să-mi iau banii ăia. Cum? Nu, n-ai putut să ți-i bagi într-un cont? Nu era varianta atunci? Păi era varianta, dar primii bani mi-am lăsat acolo by default să îi bage, gen, să mi trimită un cec. Și m-a trimis un cec. A, și n-ai putut să-i... N-am putut să iau. Am mai așteptat încă o lună. Am intrat următorii. Și atunci vedeam că era Mikey H, deja cred că făcea bani, era și el începea, deja cred că se făcuse global. Am văzut că, gen, fac multe astea și am încercat să fac videouri care să strângă mai multe vizualizări, depășindu-mi cumva nișa. Eu făceam BMX și am început să fac o combinație între BMX și lifestyle vlog, în așa fel încât
lumii să intereseze nu doar cum mă dau pe PMX, ci ce cine fac. Ești tu? Exact, ce cine sunt tu? Eu, da, da, da. Și de atunci am început să urmăresc mai mulți youtuberi din afară, nu doar aia de PMX și trotinete și chestii. Am început să îi urmăresc, să văd cum fac ei, să-mi dau seama că, bă, trebuie titlu super bun optimizat, trebuie thumbnail, video trebuie să fie făcut într-un anumit fel, atât de lung, atât de scurt, să spui chestia aia. Aproape. Exact, pentru că dacă vreți să deveniți youtuber și nu știți cum, secretul e simplu, trebuie să aveți retenție mare, retenție. Adică dacă lumea se uită la video-ul vostru, e bun. Poți efectiv. Un prieten de al unui prieten i-a dat lui Eddie un video să-l editeze și să-l postăm. Și gen Eddie l-am ajutat, gen l-am învățat cum să-l editeze în așa fel încât să prindă și a editat el video-ul. Și după aia am făcut amândoi thumbnail-ul și am pus un titlu. Și canalul ăla avea 300 de abonați. Băi, am pus video-ul și într-o zi a făcut 100.000 de vizualizări pe YouTube. Băi, ești nebun? Da, deci efectiv, știi că ți-a arătat acolo 1 din 10. Da. Era 1 din 10, avea 110.000 de vizualizări și 8 din 10 avea 8 vizualizări. Băi, ești nebun 8. La cap. Dacă... Adică nu ai nevoie de abonați ca să poți să faci ceva. Exact, exact. Dacă faci, dacă video-ul nu-ți prinde, înseamnă că ai nu l-ai greșit ceva. Da, nu l-ai făcut destul de bun. Roagă-i pe prietenii tăi să se uite, să zică când s-au plictisit și așa o să. Dacă zice de fiecare dată cineva, bă, la video ăla nu mi-a plăcut aia și se întâmplă asta fiecare zi, o să înveți din greșelile tale și o să înveți să faci videourile mai bune. Pentru că dacă nu-ți prinde video, înseamnă că n-a fost bun, nu e nimic, te-a blocat, nu există chestiile astea. Și eu mă mințeam așa că, m-a blocat algoritmul, nu, da. Frate, algoritmul lucrează pentru absolut toată lumea. Dacă nu faci vizualizări, înseamnă că nu faci ceva bine. Trebuie să schimbi ceva. Bun, bine punctat asta. Da, exact, nu poți dai vina pe YouTube. Dacă dai vina pe YouTube, până la urmă toată lumea vrea să facă bani. Exact, și poți. Poți, dacă ai 100 de abonați și 5 abonați, dacă ai, faci un video destul de bun, primii 3 oameni care îl văd să uită la tot, o să-l recomandă la 10 oameni și ea dacă se uită la tot, dacă video-ul tău e destul de bun încât să se uite la tot, o să-l dea la toată lumea și o să faci vizualizări. Foarte tare. Întrerup foarte puțin materialul pentru a te anunța că ai în descriere link spre e-book-ul Transformă-te în 6 luni, să intri în formă, să știe, 20% reducere la orice raport car vertical și școala de șoferi online, dacă înveți pentru sală și vrei să învățăm împreună. Revino la material. Pare foarte relevant și e important pentru cei ce ne urmăresc și nu au, se blochează în ideea asta de abonați, nu care nu are contează ce-i drept să îi convingi pe oameni să se aboneze la tine, pentru că e mai probabil să le apari după aia când scoți un video nou, dar nu e neapărat. Adică până și Shelly, care are 3 milioane de abonați, are la unele videouri, gen procentajul de aia care s-au uitat, jumătate abonați și neabonați, și are 3 milioane de abonați. Când ai 3 milioane de abonați și totuși jumate din oamenii care s-au uitat la un video neabonați. Exact. Ești nebun, gen, nu contează cine e abonat și cine nu. Corect, clar. Deci încă se poate și e loc. Clar. Acum am văzut foarte tare ideea asta, zona asta de podcast și sunt oameni care nu prea aveau nicio legătură cu YouTube și bam, explodează prin simplu fapt că sunt subiecte foarte relevante. Subiecte foarte relevante și oamenii ăștia nu că, da, n-aveau nicio treabă cu YouTube-ul, dar aveau o treabă cu păstrarea atenției audienței, că sunt de la televizor. Bobonete, ce ne-a mai făcut ăla de la tot radio. Sunt din TV, din zona TV. Fiind din TV știu să vorbească, știi? Corect. Și dacă știu să vorbească, îți dai seama că au, și pe lângă că știu să vorbească, au și un public mai bătrân și nu știu, de skip, de... I-au dat drumul, lasă, da. Știi? Da. Și au retenția super nici mare. Nici nu se gândesc ca să-l oprească, corect. Să-l opresc, să dau mai de... Păi mă uit ca la televizor, nu mai fac eu nimica. Și de-aia cred că bubuie în vizualizări. Dar la un moment dat o să se satureze cât de cât și piața asta și o să trebuie să faci, reinventezi. Să fii mai bun ca să faci. Da. Corect. Da, foarte interesant. Știi ce n-am văzut? A. Podcast în mașină, face cineva? Nu cred. Dar putem să... Poți să-l și... Adică am început probabil să fac podcast în mașină fără să-mi dau seama. Da, 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 adevărat. Pentru că până la urmă asta e ideea, să... Știi ce nu am insistat? Este, cred că, pentru prima dată când, uite, de exemplu, mă întâlnesc cu tine și nu urmăresc neapărat mașina. Mi se pare foarte relevant ceea ce spui tu. Adică mi se pare foarte important să găsești oamenii ce au ceva de spus. Da, că până la urmă mașina asta de 5 ani apărută, poți să găsești review-uri la Dog de Miuro, la Car Wow, la toți. E aceeași mașină. Corect. Ideea e că m-am chinuit extrem de mult din... Cum ai ajuns la ea, bro? Păi, extrem de greu. Prima oară, prin mai mi-am pus în gând să mi-o cumpăr.
Și n-aveam destui bani și am încercat să convinc un brand să mi-o cumpere, pentru că le-am explicat ce videouri o să fac și câte vizualizări o să fac. Și gen, teoretic era bun return on investment. Tu, dacă era deschis cineva la minte și era... Exact, exact, da. Dar aparent doar băieții de la web care au vrut să colaboreze pe proiectul ăsta și chiar cred că a fost un return on investment destul de bun. Referitor la asta, cine sunt ei și ce fac? Adică... Deci, Webcar... Cum poate să-i ajute pe oameni? Webcar este un dealer, nu știu sigur dacă sunt dealership, dar cred că sunt un dealership, sunt în Cluj, au și mașini pe stoc, au și un site și pe lângă asta îți pot transporta și mașini din Germania, adică tu ești pe mobil, ai văzut o mașină șmecheră și ei zic, ți-o aducem, costă atâta, ne dai... Fac și finanțare? Ai idee? Nu fix ei, adică tot de la bancă e bani, dar fac și finanțare, poți să ieși prin leasing. Bun, povestește-mi cum ai ajuns la serie 7. Păi, din nou, nu a fost o alegere așa random. Adică ai plecat direct, bă, vreau seria 7? Nu, am plecat direct, vreau o mașină care să atragă atenție, pentru că atenția e super importantă în domeniul în care lucrăm. Dacă n-ai atenție, de fapt, dacă ai atenție, poți să faci bani. Adică gândește-te, dacă ai spune 5 cuvinte și toată țara le-ar auzi, ai putea să monetizezi asta super ușor. Corect. Makes sense. Și având mai multă atenție, poți face implicit mai mult bani. Adică tu ai plecat de la canalul tău de YouTube, exact, și ai vrut să ții o mașină ce să-ți păstreze atenția publicului pe care l-ai sau să-ți aducă mai mult public. Exact, exact. Pentru că până la urmă și mașina pe care o aveam înainte, tot atenție mi-aducea, pentru că era wow cum eu, care fac atâtea clipuri în care dau bani, aveam o mașină de 300 de euro. Care teoretic tu ar trebui să poți să-ți permiți. Exact, face. Exact. Și chiar îmi permitea să-mi iau altă mașină, doar că nu credeam că contează așa mult. Și după aia m-am enervat că, bă, lumea nu crede, da, dar lumea nu credea că eu chiar dau banii aia pe bune, că uite ce mașină ai tu, de unde ți-ai tu bani. Și când i-am cumpărat mașina, am căplesc, hai mă, i-ai luat tu mașina ăsta? Știu că a fost discuția atunci. Chiar i-am luat-o. Da. Și așa m-am gândit, bă, trebuie să-mi iau o mașină scumpă, ca lumea să creadă, data viitoare când fac un clip, că eu chiar dau banii aia pe bune, știi? Dacă faci ceva, orice ai face, dacă faci să pară interesant sau să fie interesant, o să uite lumea la tine. O să te uiți la videouri despre aeropoarte. Nu, alea, clar, dar gen, sunt lucruri atât de specifice, gen, sunt canale care discută despre securitatea din aeroporturi, despre transport. Deci am văzut un video, gen The Logistics Behind the Olympic Games Tokyo. Sau Formula 1, am văzut. Da, la, cum vai, modifică. De logistica. Da. Și e un canal care face un video despre logistica. Ce din tare. Spatele unui concurs și la se uită. Ce tare. Gen. Ceea ce, pe de altă parte, ideea e foarte mișto. Da, pentru că e un monstru ce se-și modifică mută poziția dintr-o parte în alta planete, exact. Trimit pe bărci cu 4 luni înainte ca să ajungă la două acolo, în partea cealaltă. Da, boss, e ceva. Băieții nu se joacă. Asta e ideea, că dacă faci o chestie, știu că era, băi, din cel mai extrem lucru pe care l-am văzut pe YouTube România, sigur îl știți, pe Montana pe vlog. Băi, super șumecher omul. Îl știi? Nu. Făcea vloguri despre cum a fost la închisoare. Și lumea se uita. Boss, da, așa de interesante erau. Gen, singurul lucru pe care putea să-l facă cel mai bine era gen să povestească. Avea darul de a povesti. Exact, exact, da. Eu de multe ori nu mă pricep să povestesc cum trebuie și gen, mai-mi trag o dată acasă, gen, intru. Voce. Da. Nu, primele 10 secunde din video trebuie să capteze, trebuie să capteze full atenția. Adică dacă primele 10 cuvinte le-ai irosit cumva, adică, bă, suntem astăzi aici în BMW, cu zbâr, mașina... Pas, nu. Asta e mașina lui, are 23 de ani, cumpără mașina asta, costă atât, rămâne să vedeți cum a făcut-o. Gen, ok, am înțeles absolut tot și vreau make să sense. Aflu cum. Gen, la primele 10 secunde, primul minut e cel mai important, trebuie să-ți găsești. Eu îmi pun bucăți din video. Adică cele mai interesante bucăți din video le pun la început. Și cam câte idee greșită? Ea zice că cel mai bine ar fi, gen, să faci un intro de 10 secunde în care explici efectiv, gen atâția bani a făcut, atâta a făcut, mașina asta are atâția cai putere. Rămâne să vedeți cum a vrut să fac asta. Că așa văzând doar imagini, e posibil să nu îl captezi. Gen, poți să pui imaginile alea, gen, dar tăiate super rapid, să le... Exact, exact, gen, maxim 2 secunde pe cadru. Și vocea ta peste în care explici ce se întâmplă. Că de multe ori audio-ul ăla de la început nu e așa relevant. Că ce poți să spui în așa fel încât să te păstreze acolo, gen... Da, make sense. Gen, poți să lași un clip în care se vorbește. Dar cel mai important să spui tu ce se întâmplă, de ce eu am dat click pe video, de ce vreau să mă uit la sfârșit.
Da, să-i răspunzi oarecum în primele secunde. Exact, pentru că dacă ai văzut pe graficul ăla în care iese lumea, vezi că în primele 10 secunde ies 40%. Că nu e convins să rămână. E convins să dea click, dar nu e convins să rămână. Make sense. Trebuie prima oară să convingi algoritmul să arate thumbnail-ul tău, după aia să convingi omul căruia i s-a arătat thumbnail-ul tău să dea click pe el, după aia trebuie să-l convingi că, băi, un video bun, rămâi până la sfârșit să-l vezi, după aia chiar să-l vadă. Da, like-ul, de comentariu, ăstea mai puțin. Important e să se uite. Da. Da, corect. Așa e. Și revenind la modelul mașinii. Deci cum ai ajuns la seria 7? Pentru că știu că e o mașină de cocalari și lumea nu m-ar fi văzut pe, gen, între ghilimele. Mm-hmm. Ăla vechi, ele mai ieftine, gen, sunt pentru cocalari, să zic așa. Știu că mașina asta și-o dorește foarte multă lume. Mă gândeam că o să enervez pe mulți că mi-am luat eu mașina asta, că nu mi se potrivește, whatever, că sunt tânăr, că de ce ți-ai luat tu mașina de asta? Că de ce nu ți-ai luat un seria 5, un seria 3? De asta am luat-o, gen, în așa fel încât să atrag cât mai multe reacții la treaba asta. Chiar dacă erau și ele negative, până la urmă e atenție. Rar de tot am avut reacții negative. Pentru că până la urmă, nu știu, am văzut că la alți youtuberi erau reacții negative când și-au luat mașini. Bă, dar efectiv comentariile mele înainte să-mi iau mașină erau: ia-ți mașină, nu mai te suportăm, ia-ți în până la mea odată mașină. Corect, da, am observat asta. Și gen, practic chestia asta a funcționat, știi? Corect. Adică ai și adunat atenție, așteptare. Exact. Ai adunat așteptare. Hype. Aha, corect. Da. Șeptar. Șeptar Alpina, ăla de pe TikTok. Șeptar Alpina. E o mașină pe care o știe toată lumea, știe toată lumea ce rang are, știe toată lumea ce e chestia aia. Adică am vrut să iau mașina asta, efectiv, fix în punctul în care e cea mai devalorizată și în punctul în care încă e relevantă. Dacă vine vorba de opțiuni, ce ai urmărit să aibă mașina? Interiorul alb. Da, mi se pare foarte fain, adică... Bă, pe cameră când filmezi, altfel lumină, se vede. Lumină, e altceva. Exact, și se vede așa, gen mai frumos. Da, e mai proaspăt. Se văd mai multe detalii. Corect. A doua chestie, să aibă trapă. Să fie automată, deși oricum la banii ăștia sigur era automată. Deci vreau să fie opțiuni care să fie cool, gen care să dea bine pe video. Gen asta. Aha, corect, da. Gen camera 3D. Fac, uite, asta. 360. Bam. Da, lane assist. Corect. Full gen. Virează tot ce trebuie. Da. Corect. Îmi place super mult Digital Dash-ul. Corect. Și se pare must have ăla. Exact. Și altă chestie de care nu credeam că aveam nevoie, dar aparent e genială. Heads-up display-ul. Ah, heads-up display-ul, corect. Băi, farurile, bro. Și farurile laser. Bine, laser că luminează ele mai mult, dar bă, noaptea, dacă îl lași pe automat, dacă vine unul din spatele tău, oprește faza lungă să nu-l orbească. Dacă vine unul din față, oprește faza lungă pe partea lui. Gen, tu încă ai faza lungă în dreapta, dar pe unde trece ăla, el nu vede faza lungă și nu orbește. E șmecher rău, SF. Când vine vorba de laser, e altceva. Are încălzire, răcire și masaj în scaune. Bun, ai masaj. Da, pornim și masajul să-l vezi. Și o chestie care, din nou, apare nu-i pe multe mașini, de acolo, ultimul buton, așa. Faptul că faci masaj și la fund, nu doar la spate. Da, corect. N-am mai văzut, la Gami și S-Class nu era așa. Și din nou, răcirea în scaune nu credeam că e combinație, dar chiar e. Da, e șmecher rău, mai ales la spate. Da, și sistemul audio, bro, iar e șmecher. E la scump, e Bowers & Wilkins. L-ai urmărit sau nu? Ai avut noroc de el? Nu. Nu, dar m-am gândit că, bă, dacă e un om care și-a luat seria 7 cu interior alb, nu, cu interior alb, sigur l-a făcut cum trebuie. Corect. Altă chestie, gen faptul că-s rompuleții aici, era o opțiune de 3000 de euro. Doar că e custut așa. Exact, gen cusăturile astea valorează cât upgrade-ul de motor. Și totuși omul ăsta, bă, eu vreau cusăturile. Corect. Gen. De-aia mă gândesc că e o mașină făcută, gen, pentru lux, nu pentru viteză. Iar mi s-a părut o idee bună să-mi iau seria 7-le, că ai mei nu prea, au o mașină, dar nu prea, bă, nu că ești mega. Era un 206 Peugeot, puțin mai vechi. Și, bă, dacă e să plece în vizită la prieteni, la Severin, o să ia pe asta, nu trebuie să meargă cu aia. Corect, să-i ajuți oarecum și pe ei. Da, exact. Deci fie și o mașină pe care se poate să folosească și ei. Din nou, bunicii mei, când îi mai duc în stânga, în dreapta, să meargă cu asta, să nu se chinuie, că sunt mai bătrân, să stea mai confortabil, na. Frumos. Știi? Și dacă îmi luam R8, nu puteam să-i bag acolo, știi? Ia, da. Nu era manevră. Zi-mi așa,
5 aspecte pozitive și 5 aspecte negative până la momentul actual a 730 okay, mobil. Începem cu astea negative. Negativ. Negative, nu-mi place, încă nu știu cum să rezolv problema, nu-mi place autostopul ăsta. Start-stop. Start-stop-ul. Să inversezi funcția cum. Da, da, da. Volanul, că ai zis că vrei să-l schimbi. Da, vreau, nu neapărat că nu-mi place. Volarea. Da, vreau să-l fac alb, că cred că ar da mai bine. Ar fi să pun aici plafon Alcantara alb. Există așa? Da, și-a pus gami acum. Da? Super tare, da, da, okay, da. Ok, deci ai vrea să-i mai faci ceva mai frumos la interior. Exact, exact. Și la exterior, și, da, și la exterior vreau să, nu știu încă ce grile să-i pun, vreau să-i schimb grilele, vreau să-i schimb culoarea, o să fie o culoare super șmecheră. Ah, nu, real, n-are galben pe... pe lumini, da. Luminile ambientale. N-are galben și nici roșu. Nu are roșu? Nu, are portocaliu și goldish, crom, ceva de genul. A, deci ai câteva culori fixe. Da, uite-le, gen, asta mi se pare dubios, că și nebun sunt RGB, poți să pui toate. Nu le, n-ai vrut tu să le pui, ai vrut zi-te. Am ținut numai pe blue și pe verde. La lumini ambientale. Da, 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 la lumini ambientale. În rest, minus... Păi gata, ai zis 5. Nu, nu, nu. Stai una din ele, am găsit una care sigur trebuie să o pun. N-are CarPlay, trebuie să-i pun CarPlay, frate. Doar cu cablu? N-are CarPlay deloc, deloc. Nu există, ești nebun la cap, pe bune? Sau nu l-am descoperit, dar nu cred că-s așa fraier, dar sigur n-are CarPlay. Există posibilitatea să meargă doar pe Android sau doar pe iOS? Nu, n-are deloc CarPlay, costă 300 de euro și îl pun la BMW. Îl cumperi, apare. Pe bune? Da. Ciudat da. Asta. Asta e un minus real. Asta chiar e un minus real. Dar este tare. 5 pozitive. 5 pozitive. Interiorul alb. Da. Și eu sunt de acord cu asta. Așa, confortul dinăuntru și în față. Corect. Și în spate. 3. Sunetul. Deci efectiv sunetul la muzică. La muzică, da. Îți faci pe de găină? Da, sau de extrem de tare, extrem de bine. Și dacă îl dai la maxim sau de brr, brr, sau de clar. De asta și costă câteva mii bune. 6.000. În plus față de Harman Kardon sau care era el altul dinainte. Sunete șmecher rău. Și încă două. Încă două care masajul. Corect. Gen chichițele astea, masaj, încălzire, răcire, astea le pun ca una. Astea frumoase. Da, da, da. Adică ține distanță. Da, asta era ultima. Gen aha, autopilotul. Nu, uitați-vă să le luați la mâna a doua. Bă, și eu sunt de aceeași părere. Gen să primiți cât mai multă mașină pentru cât mai puțin bani. Corect. Basically. Adică... La tine a fost, adică și, și mașina asta mi se pare exact în zona aia de devalorizare. Perfectă. Genial, în care da, încă e bună mașina, dar s-a dus valoarea. Da. Că, a, uite, asta nouă are grila mai mare, trebuie să scadem prețul la asta vechi. Corect. Oh, nu, are grila mai mică. Ce rău îmi pare. De-i mai, gen, asta nouă a fost 135.000. Adică mai bine, a, ok, poți să ții una nouă. Dar dacă ți-ai luat una de-a cu 3 ani full option, ce zice de ideea asta? Bine, dacă ai bani și de una nouă full option și tu, dă-te în pula mea ce te uiți la video ăsta, deci mai ați una. Gen, corect. Gen, ok, ai bani să-ți iei seria 7, nou nouți, full option, dar ia-ți un Rolls la mâna a doua. Corect. De ce nu faci asta? Corect. E mai multă mașină. Maximă. E, gen, e mai multă mașină la aceiași bani. Corect. Da-ți bani, corect, așa e, ai dreptate. A, și uite, altă tare, chestie tare. A, ce mișto. Foarte tare. Mi-arată din toate... Și se vede casa pe spate. Ce tare. Puțin distorsionată, ce de poți vedea așa din toate unghiurile. Uite-o și pe ta, acolo, gen, o vedem de aici. Da. Zbăr, îți mulțumim foarte mult pentru informații despre YouTube. Mersi, și despre mașină. Ta, despre mașină. Și despre super mașina pe care ai achiziționat-o de curând. Lăsăm un link-uri prin descriere, să aruncați o privire, să vedeți. Ai făcut review la mașină? Nu full, trebuie să-l postez zilele astea. Înseamnă că probabil zilele astea o să apară și review-ul la mașină. Da, da, da. Zbâr în așa fel încât să fie treaba bună. Sper că ți-a plăcut materialul, sincer să fiu, eu am învățat foarte multe de la Zbâr și îl apreciez foarte tare pentru omul care este. Te invit să dai un like materialului dacă ți-a plăcut, subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile, pa, pa!